și bine ați revenit pe canalul meu. Sunteți cu Andreea, Viață de Mămică, și astăzi avem un filmuleț cu produse terminate. Nu vă lăsați păcăliți de sacoșă, nu sunt deloc produse de la Victoria's Secret. Am cumpărat ceva acum un an de zile și încă am păstrat punga, dar s-a făcut destul de urățică, așa că am păstrat-o pentru a pune produsele terminate. Îmi era dor de un astfel de filmuleț, în special cu acest decor în spate, este decorul meu preferat pentru YouTube. Și de astfel mi era dor și să filmez un clip cu produse terminate. Ultimul filmuleț de acest gen a fost acum 3 luni. Produsele de aici nu sunt produse pe 3 luni. Din nou, când am văzut că am câteva produse pe terminate, m-am decis să le păstrez pentru a filma un clip pentru YouTube, dar eu nu le pot ține pentru foarte mult timp. În primul rând pentru că nu am unde să le țin și pe acestea le-am păstrat cu greu pentru că tot le găsea fetița mea și se juca cu ele și trebuia să le stau, să le adun și să... Mă rog, în fine, de-abia aștept să le pun în cutia cu... în cutia pentru reciclat. Acestea fiind spuse, haideți să începem să vă prezint ce produse am aici, dar, de fapt, înainte de a începe, voi nu uitați să apăsați butonul de subscribe. M-ar ajuta enorm dacă vă abonați la canalul meu. Haideți să începem. O să le iau așa aleatoriu, pentru că nici nu știu câte produse am și nici nu vreau să stau să fac foarte mult zgomot. Pur și simplu iau ce îmi pică la îndemână prima, ce am la îndemână prima dată. Sau pot alege să fie, să nu fie losul câștigător, în fine. Câștigătoarele au fost un pachet cu șervețele umede. Au fost 4 pachete de șervețele umede la un pachet mai mare. Mie îmi plac cele de la Huggies, nu cele de la Pampers, pentru că nu au parfum. Spune că au... cum se este? Spune că au 99% apă pură, fără parfum. De la cele Pampers am avut câteva primite, nu le-am cumpărat eu, dar mi s-a părut că am avut o iritație la mâini de la el, nu știu, de la ele, nu știu dacă este neapărat de la cele șervețele umede, dar oricum eu nu le cumpăr și îmi plac cele de la Huggies. Bineînțeles, le folosesc pentru micuță. Următorul, un pachet de scutece, pe acestea le-am luat de la Lidl, marca lor proprie, Lupilum. Au fost 84 de scutece. A fost prima dată când le-am luat pe acestea și a fost tot ok, fetița mea nu a avut niciun fel de iritație. Singura chestie care m-a deranjat, pentru că noi de ceva timp am început să le folosim pe cele tip chiloțel, că este o aventură să le pun, și m-am păcălit cu acest lucru pentru că nu sunt tipul chiloțel, sunt normale, dar în rest sunt bune, nu am avut niciun fel de probleme cu ele. Probabil o să le mai recumpăr sau probabil că nu, dar ne-am înțeles destul de bine cu ele și au fost mai ieftine decât cele de la Pampers. Următorul la mână, am
un pachet de absorbante zilnice. Acestea tot din Lidl le-am luat. De obicei eu folosesc Libres sau Bodyform, cum se numesc în Anglia, dar la Lidl nu am găsit. Alternativa erau cele de la Always, dar eu nu folosesc Always absolut deloc, așa că le-am luat pe acestea. Sunt 28 de bucăți și n-am înțeles bine. Următorul produs este terminat, dar are apă în el, pentru că se joacă, s-a jucat fetița mea cu el la baie. Este un gel de duș. Acesta a fost recomandat de GP pentru micuța mea, pentru că avea anumite părți pe corp cu piele uscată și ni l-a recomandat pe acesta pentru baie, iar eu am folosit o cremă pentru corp. Următorul produs, benzii cu ceară epilatoare sau depilatoare pentru corp. Asta l-am folosit eu, normal. Ne împăcăm bine, nu în toate zonele, dar sunt bune, o să le recumpăr. Dar am terminat și un pachet de lame de ras de unică folosință de la Gillette. Tot pentru corp, bineînțeles. Asta cred că mai are 2-3 frusuri. De fapt, sigur mai are 2-3 frusuri. Un spray de curățare de tol pentru baie. Acesta știu sigur că mai are 2-3 fâsuri. Este un produs pentru curățarea mucegaiului. Nu știu dacă voi, cei care locuiți în Anglia, sunteți de aceeași părere sau vă confruntați cu aceste mici probleme, dar mie mi se pare că locuințele de aici, casele, sunt predispuse mucegaiului. Chiar dacă eu aerisesc camerele și casa de 2 ori pe zi, dimineața și seara, tot sunt zone cu umezeală și se formează mucegaiul. Cel puțin în orașul în care noi locuim, avem prieteni și colegi de muncă ce se plâng foarte mult din această cauză, iar un astfel de produs este indispensabil. Încă mai are câteva fâsuri, dar nu vreau să-l păstrez pentru un alt filmuleț și de aceea vi-l arăt acum. Sper că nu vă deranjează în niciun fel acest lucru. Haideți să vedem următorul produs. Un șampon antimătreață de la Tesco. Știți povestea cu șamponul? Eu nu mă uit la brand atunci când îmi cumpăr un șampon, ci mă uit să fie doar antimătreață și cu cel de la Tesco eu m-am înțeles foarte bine. Următorul produs este un spray de curățare pentru geamuri. Tot ar mai avea 2-3 picături, dar nu știu dacă reușesc să le mai scot. Dar oricum nu mi-ajunge nici pentru un geam. Încerc să am geamurile curate, dar cred că știți cum este Anglia, cum plouă tot timpul. Eu încerc să le curăț, dar pur și simplu nu contează. Mai am un pachet de cotonete, pe acestea le-am luat de la Primark. Le-am luat acum ceva timp și de-abia acum le-am terminat. Asta pentru că în ultima vreme mă machez foarte puțin și mă machez în special pentru YouTube și știți că am filmulețe vloguri mai răruți, așa că le folosesc rar, pentru că eu nu mă demachez dimineața și seara, doar atunci când am machiaj folosesc cotonete, în rest folosesc doar un gel de curățare. Nu vreau să mai îmi recumpăr momentan cotonete pentru că
aceste bucățele de vată le-am cumpărat anul trecut. Erau recomandat să ai în casă bucățele de vată anul trecut când am născut, dar eu nu le-am folosit deloc. Era recomandat pentru igiena buricului, dar eu am folosit bucăți de tifon și mai aveam încă câteva oricum, dar nu le-am folosit pe acestea. Și vreau să încerc să văd dacă le pot folosi pentru demacherea tenului. Vedem ce ieși. Nu le pun la puse terminate. Tot eu, bineînțeles, am folosit și două pachete de absorbante. Sunt cele în Libresc din România. Aici se numesc Bodyform. Acestea sunt cele pe care eu le folosesc pentru că sunt din bumbac și cu Always eu nu mă împac absolut deloc. Cred că nu se poate să fie un filmuleț cu produse terminate fără un deodorant spray de la Dove. De data aceasta l-am avut pe cel cu rodie, foarte plăcut mirosul, dar nu pot spune că este preferatul meu, tot pe cel original îl ador. Oops. O mască pentru față detoxifiantă cu cărbune. Acesta am lăsat-o 20 de minute să se întărească pe ten pentru a o îndepărta foarte ușor. Mi-a plăcut. Acesta este de la Yes to Tomato. Nu mai știu de unde am luat-o, cred că din Tesco și a fost ok. Probabil o să mai iau. O cremă pentru pielea fină a bebelușilor, pentru zona scutecului. De la naștere am folosit pentru fetița mea Bepanten. Și încă mai folosim și pe aceasta mică am terminat-o acum. Bineînțeles, o cremă de corp de la Dove. Mi-a plăcut mult, acesta a avut un miros așa mai catifelat. Și pe asta sigur o să o recumpăr. Ghiciți ce? Un gel de duș de la Dove cu nucă de cocos. Mi-a plăcut. Aici am un fond de ten de la Collection. Cred că l-am luat din Wilco acum ceva timp. Dar încă nu este terminat, dar o să-l arunc, nu-l mai folosesc pentru că este de ceva timp și oricum de câteva luni nu l-am mai folosit deloc, așa că bye-bye! Un șampon de la Garnier. Acesta din nou a fost în baie, dar nu l-am folosit ca șampon, ci ca gel de duș pentru că ador mirosul. Și un produs pentru covoare. Este imposibil, având un copil de un an în casă, să nu existe pete peste tot, pe covor, pe hăinuțe, și un astfel de produs este indispensabil. L-am avut pe cel de la Tesco și ne-am înțeles destul de bine cu el și trebuie să recumpăr neapărat un astfel de produs. Și mai am aici un produs, este Vanish, acesta este pentru haine colorate, tot pentru pete. Este fratele acestuia, nu se poate să ai un copil mic în casă și să nu ai nevoie de un astfel de produs. Încă mai am pentru o spălare două, sau poate jumătate de spălare pentru câteva hăinuțe, dar vi-l arăt acum pentru că nu vreau să îl mai păstrez pentru cine știe când o să mai am un astfel de filmuleț pe canal.
Bineînțeles, fratele acestui deodorant, știți cum folosesc, am mai vorbit într-un filmuleț că eu folosesc mereu combinații așa, un deodorant de la DAV bărbătesc. Așadar, acestea sunt toate produsele terminate din următoarea perioadă. Sper că vă place acest filmuleț și dacă vă place, ajutați-mă cu butonul acela de subscribe, apăsați-l și apăsați și pe clopoțel pentru a fi primii notificați atunci când eu postez un nou filmuleț. Până sâmbătă viitoare la ora 12, ora României, vă las cu alte filmulețe pe canalul meu. Să aveți o săptămână frumoasă! Pupici!